Canicula este una dintre cele mai mari provocări ale verii. Temperaturile ridicate înregistrate în cursul zilei pot genera probleme de sănătate atât persoanelor sănătoase, dar mai ales celor cu suferințe cardiovasculare, neuropsihice, endocrine, metabolice, în general bolnavilor cronici și copiilor, motiv pentru care s-a întocmit un set de reguli pentru a evita situațiile neplăcute. Totuși, cele mai mari provocări sunt în rândul necuvântătoarelor. Animalele de la grădina zoologică Rădăuți au parte de un tratament special pe durata perioadei caniculare. Fiecare animal are suficientă apă, deci mai ales urșii, tigri au bazine și lupii au bazine în care le punem în permanență apă proaspătă. Am un contract cu un supermarket în care mi se aduc fructe și legume care sunt în curs de expirare, care le dăm în fiecare zi și încercăm să le dăm iarbă proaspătă din abundență la erbivore și fructe și legume la restul. În afară de asta avem și spațiu în care e închis pe perioada de căldură, de exemplu de la ora 11 până la ora 3 deschidem trapele și pe interior este mult mai răcoare, lăsăm în caz că vor să intre pe interior, pe exterior și cam atât. Nu au probleme, sunt verificate de veterinari în caz de ceva? Avem medic veterinar și eu sunt de meserie, sunt tehnician veterinar. Deci sunt în siguranță, nu au probleme? Da. Avem foarte mulți vizitatori, am făcut foarte multe încasări, suntem mulțumiți, chiar extraordinar de mulțumit, pentru că aproape am trecut de 70.000 de lei încasările la Parcul Zoologic, având în vedere că este 4 lei pentru adulți și 2 lei pentru copii. Avem foarte mulți vizitatori, toată lumea este încântată, avem animăluțe drăguțe, avem pui de ursuleți, avem pui de raton, avem pui de cerb lopătar, deci totul este perfect. Avem și pui de păună, acum de ieri avem 5 puișori, au eclozat și avem pui de păun. Deci, le-ați dat nume minunat. Sau nu încă? Vă așteptăm cu drag să vizitați Parcul Zoologic Rădăuți. Le-ați dat nume? Fiind unicul din... Deci până la Bârlad nu există niciun parc zoologic în zona noastră a Bucovinei. Le-ați dat nume la pui de păun? Nu. Deci doar la pui de ursuleți le-am dat Michi și Mimi, pentru că am avut în copereche o generație dinainte care i-am dat la Zărnești Pic și Poc. Acum, pentru că avem în copereche și încercăm să le creăm toate condițiile, am mutat femela de la urs ca să nu le facă rău, am mutat femela cu pui, le-am dat nume Michi și Mimi, deci sunt mărișori, pe data de 2 iulie au făcut 6 luni de zile, sunt sănătoși. După ce termine perioada de încercare undeva pe toamnă, în decembrie, ianuarie, o să mutăm din nou femela cu masculul fiind sterilizat ca să nu mai avem produs și cam atât.